La niciun an de la atentatul asupra redacției Charlie Hebdo, Parisul a retrăit coșmarul terorismului, de data aceasta într-un atac fără precedent. Vineri seara au avut loc 6 atacuri armate coordonate, printre care și pe Stade de France, unde se desfășura meciul amical Franța-Germania și o luare de ostatici într-o sală de spectacole. Președintele François Hollande, prezent la meciul de fotbal, a fost evacuat și ulterior a declanșat starea de urgență. Printre persoanele decedate se află și 2 români. Statul Islamic a revendicat măcelul pe care președintele François Hollande l-a descris drept un act de război și pentru care a garantat o ripostă nemiloasă. Papa Francisc, la rândul său, a vorbit despre aceste atacuri ca parte a celui de-al treilea război mondial și politicienii români consideră că lupta împotriva terorismului ar trebui intensificată chiar și cu intervenții armate terestre. Fața unei tragedii precum cea de la Paris, țările europene nu au altă soluție decât să rămână unite în fața celor care nu au niciun respect față de viața umană. Și că pentru Partidul Național Liberal, ca partid serios, ca partid cu profesioniști în interior, există o percepție foarte clară că Europa se îndreaptă spre o schimbare majoră de politică în ceea ce privește combaterea terorismului și că este nevoie de o politică de combatere a terorismului la nivel european mult mai dură. Așadar, în acest context de siguranță națională, de apărare a interesului cetățeanului, Partidul Național Liberal va fi un susținător al întăririi măsurilor naționale, europene, internaționale de combatere a terorismului. Franța a devenit principala țintă a terorismului în Europa, deloc întâmplător, Franța reprezentând centrul culturii democratice europene în mod tradițional. Date fiind gravitatea, amploarea, precum și tacticile și strategiile folosite de teroriști împotriva umanității, a democrației și a modului de viață european, un spațiu al toleranței, PNSCD consideră că președintele Franței, François Hollande, președintele SUA, Barack Obama, ceilalți decidenți politici și militari, au dreptul să declanșeze procedurile pentru apărarea colectivă, în temeiul art. 5 din tratatul NATO, împotriva terorismului. Forțele NATO, principalul garant politic și militar al democrației, vor trebui să se implice decisiv în eradicarea forțelor teroriste care acționează după principii, cu mijloace și cu o forță uriașe. Această coaliție este îndreptățită să acționeze cu toate capacitățile militare, intervenția terestră fiind legitimă. Primarul orașului Mioveni, Ion Georgescu, a transmis un mesaj de solidaritate poporului francez, orașul Mioveni fiind strâns legat de Franța prin existența SECE Automobile Dacia Renault aici. În aceste clipe de grea încercare, în numele locuitorilor orașului Mioveni și al meu personal, doresc să transmit întreaga noastră solidaritate față de poporul francez, de care ne leagă puternice legături de prietenie și economice, prin existența SECE Automobile Dacia Renault, motor al orașului atât pe parte economică cât și socială. Aceste acte teroriste sunt o lovitură la adresa democrației, care nu afectează doar Franța, ci întreaga comunitate internațională. Gândurile și rugăciunile noastre se îndreaptă spre poporul francez. Primarul orașului Mioveni, Ion Georgescu. Un mesaj de condoleanță a transmis și conducerea SECE Dacia Mioveni 2012. În această perioadă tragică pentru poporul francez și pentru întreaga civilizație, conducerea SECE Dacia Mioveni 2012 își exprimă cele mai profunde gânduri de compasiune și solidaritate. Dumnezeu să-i odihnească pe cei dispăruți și să-i aibă în grijă pe cei răniți. Președinte Adrian Ștefan.